În fiecare zi intră sute de refugiați prin vama Sighetul Marmației. Unii dintre ei doar tranzitează România, dar sunt și familii care aleg să rămână în Baia Mare. Aici, în zona noastră, respectiv zona mare a Mureșului, Baia Mare, Sighet, o să spun că este un flux destul de mare de refugiați. În fiecare zi intră sute de refugiați, n-aș vrea să spun mii, dar sute de refugiați. Și la vama Sighet, întâmpinarea lor este una destul de pozitivă, să spun așa, și ei li se asigură tot ce ține de mâncare, nevoi personale, dar pe lângă asta foarte multe organizații și biserici din Sighet și din Baia Mare sunt implicate în transportul lor către aeroporturi, către gări, către alte orașe sau către alte vame pentru a tranzita înspre țările occidentale. Nevoia lor este de la rugăciune, un pachet cu mâncare, lucruri de igienă personală, cât și nevoia de a fi ajutați să tranziteze. Unii dintre ei rămân. Cunosc câteva familii care deja au rămas, cel puțin la noi, la Baia Mare, și își doresc să se integreze. Cam asta e situația. Continuă să vină. În primele zile războiului au venit, să spun așa, oamenii mai înstăriți, au reușit să treacă familii mai înstărite, în special femei cu copii, dar la 7, 8, 10 zile după începerea a început să vină familii cu situații mai deosebite, mai delicate, și încercăm împreună cu mulți, mulți oameni de bine să fim un ajutor pentru ei. Pentru zona aceasta a țării, credincioșii s-au organizat și au ajutat refugiații ucraineni, dar au și trimis ajutoare către zonele avariate din Ucraina. Acum, cel puțin noi aici, în zona Baia Mare, fiind zona mai, să spun așa, mai fierbinte, ne-am organizat pe cel puțin trei zone. În primul rând, mergem frecvent, atât noi ca și biserică, asociațiile cu care lucrăm, bisericile din zonă merg în mod frecvent și trec vama, atât în zona Sighet, cât și în zona Halmeu, cât și în zona Cernăuți, și duc alimente, haine, medicamente, lucruri de uz personal celor de peste graniță. Deci se poate trece granița, sunt culoare verzi, este acces destul de bun înspre Ucraina, sigur în zona apropiată cu granița noastră. Asta ar fi o zonă în care noi putem ajuta și în care cei care doresc să ajute se pot implica, adică pot să trimită către mai multe depozite din Baia Mare. Sunt multe organizații și sunt multe depozite și noi avem un depozit închiriat ca și biserică. Împreună cu încă alte 7 biserici am creat un depozit unde depozităm toate bunurile și le trimitem de acolo spre Ucraina. Apoi cealaltă zonă unde oamenii se pot implica este zona de tranzit, îi spunem noi, în care preluăm mulți refugiați și îi trimitem în diferitele zone ale țării, Cluj sau București sau Oradea. Unii vor să tranziteze, să meargă spre vest, alții vor să rămână. Și aici este nevoie de implicare masivă și chiar este implicare, vedem implicare, dar este nevoie și mai mult, pentru că probabil că în zilele care vor veni numărul de refugiați va crește. Și da, nu în ultimul rând, cu finanțe. Este nevoie de finanțe, mereu se cumpără alimente, mereu se cumpără medicamente, mereu se trimit înspre Ucraina și de acolo, înspre zonele de război, camioane și microbuze cu tot felul de produse. Nu în ultimul rând, pastorul Dinu Onea spune că este nevoie de multă rugăciune și post. Multă rugăciune și post, ca Dumnezeu să se îndure de Ucraina și de Rusia, Dumnezeu să protejeze oamenii de acolo, să înceteze războiul, să vină pacea și să se stabilizeze lucrurile. Asta cred că este cel mai important lucru pe care îl putem face noi acum. Alpha.